și bine ai revenit la un nou vlog săptămânal pe canalul meu. Cel mai probabil ultima săptămână de sarcină. În momentul în care filmez este sâmbătă 13 februarie 2021. Și este foarte posibil ca săptămâna ce urmează, adică marți pe 16 februarie, să nasc cel de-al doilea băiețel pe Lucas Alexandru. În cele ce urmează am să vă arăt cum s-a desfășurat această săptămână pentru mine, după care revin la final cu câteva idei, impresii și o să vă arăt și burtica. Să vedeți cum arată burtica mea astăzi, adică la 38 de săptămâni și 4 zile. Anis, mami! Anis, azi noapte? Da? Mă-și faci? Deci nu pot să cred că e duminică, suntem în 7 februarie astăzi și într-adevăr aseară a nins, dar deja cumva mai zis să devenise așa cam o tradiție să ningă în fiecare sâmbătă. Dar până duminică, de obicei, ați văzut că nu mai era niciun fel de zăpadă, însă acum când ne-am trezit nu ne-a venit să credem că încă este zăpadă și că încă ninge, de fapt. Așa că de-abia așteptăm să mergem acum până la piață, să luăm ca de obicei struguri și altele și atunci avem ocazia să ne jucăm puțin în zăpadă, care o să fie încă moale și nu tare ca atunci când ne-am dus la ziua porților deschise cu Nicolas. Acum o să ne bucurăm pentru prima dată de zăpadă adevărată. Yay! My way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Ți-a plăcut mami afară? Ele jos în obezori, mă. Dati la mașină. Ai grijă, grijă. Ai grijă, grijă, grijă. Ai grijă, grijă, grijă. Neata, astăzi este marți și am făcut 38 de săptămâni de sarcină și afară este o zi superbă. E foarte frig, dar încă avem o grămadă de zăpadă, ceea ce nu e normal pentru Belgia. Și e și soare și mi se pare că arată superb. Și mă gândesc așa că peste o săptămână, probabil, dacă rămâne cezariană și dacă mă va programa exact la 39 de săptămâni, peste fixă săptămână vine bebe Lucas în viața noastră. Dar asta rămâne de văzut. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? Up, and that we would be the ones left behind. The
stories I've been told. They never seem to leave my mind. Ooh, on this road that I am on, I gotta stay here for some time. Astăzi am 38 de săptămâni, nu pot să cred că bebe a crescut până la 38 de săptămâni deja și Nicolas este acum la creșă. Sunt foarte curioasă când o să vină bebe pe lume, dacă o să fie fix peste o săptămână, mai repede, mai târziu, nu știu. În mare parte o să știu asta peste două zile, adică joi. Deocamdată m-am machiat și un pic așa, mi-am mai îndreptat așa un pic părul. Și am mai probat niște lucruri, că nu știu cu ce să mă îmbrac când o să mă duc la spital. Am găsit așa o rochiță, mof, pe care am cumpărat-o, nu mai știu, prin octombrie, cred că v-am arătat-o. Și mi-am mai luat o bluziță pe care pot să o port tot timpul cu colanți și este foarte, foarte, foarte confortabilă. Le-am probat și am văzut că vin ok, adică sunt largi și nu am nicio problemă. Și până la urmă cred că o să rămân îmbrăcată așa pentru a filma bagajul de maternitate. Este o ie pe care am primit-o de la soacra mea și nu știu, nu cred că o să rămân și cu sacoul ăsta. Mi-am luat și sacoul pe mine pentru că așa aveam pusă pe umeraj ia alături de sacoul ăsta negru. Am aceiași colanți. Și burtul, uitați-o cât de mare este și cum stă, stă așa în sus. Cred că o să filmez aici de data asta. Afară arată superb, v-am zis, este soare și să vă mai arăt o dată. Este soare și e zăpadă. E foarte frumos. Și deocamdată sunt singura acasă, pentru că Ciprian este la muncă, deocamdată e înturat de dimineață, așa că m-am trezit cu Nicolas, l-am dus la creșă și am mâncat și eu ceva. Și acum să scot tot ce am în bagaj și să le reașez așa un pic, astfel încât să nu mă lungesc mult prea tare cu acel tip, cu bagajul de maternitate. Și sper să reușesc să-l filmez până vine soțul meu, pentru că știți bine că el se joacă și se mai aude maneta aia lui și ar fi bine dacă aș putea să fac asta înainte să ajungă el. Și cam atât, vă mai țin la curent. Bănuiesc că o să fie deja postat clipul cu bagajul de maternitate pe când o să postez vlogul ăsta. Și pupici, mai vorbim! You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. Eu v-am arătat mai devreme bagajul acesta al bebelușului și cu încă ceva de-al meu, așa ca să arate drăguț pentru poză, dar de fapt m-am gândit că cel mai bine o să îmi iau bagajele în felul ăsta. Vedeți, aici este bagajul bebe, acolo este bagajul meu și acesta este bagajul pentru sala de naștere sau pentru sala, mă rog, fie că voi naște natural, fie prin cezariană. Aici vreau să-mi pun doar strictul necesar, așa că
O să mai renunț la lucrurile de aici, fie le mut în una din cele două genți. Dar acum o să mă urc și eu în pat și o să vă arăt tot ce am în aceste bagaje. Bineînțeles, aici am mai mult decât e nevoie, dar mai bine mai mult decât să am să duc lipsă de niște lucruri importante. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Oh my god, deci uitați-vă, am reușit să filmez în sfârșit bagaj de maternitate și ia uitați-vă ce aici, cum sunt înșirate toate. Cum sunt scoase și acum trebuie să merg să le iau pe Nicolas. Și le strâng după ce vin cu el acasă. Da, oricum. Sunt multe, multe, multe de tot. Dar asta e pentru cazul în care stau mai mult în spital și v-am zis, în funcție de ce îmi spune joi la control, o să mai scot din ele. Și cam asta e. Bine că am reușit să-l filmez și că am totul pregătit. Merg să-l iau pe Nicolas. Toată ziua a fost așa de frumos, cu soare, e o lumină super. Și de asta am zis să schimb un pic cadrul astăzi și să filmez aici la lumină naturală. Și Ciprian a venit între timp acasă și s-a mai jucat. Bună! Astăzi este joi, 11 februarie și m-am întors de la programarea cu ginecologul și de când mi-a văzut burta, a pus să-mi dau jos pantalonii, adică dau partea asta jos și în momentul în care mi-a văzut burta, a zis, a, păi uite-i, nu-i vezi capul, uite aici capul. A pus mâna așa și zice, uite, dar-l simți. Și acum dacă fac și o chestie asta, parcă da, chiar îl simt. Deci aici este capul lui bebe și a zis că e foarte clar că nu e cu capul în jos și într-adevăr oricum mi-a dat și cu gelul ăla ca să îmi arate. Zice, uite exact cum ți-am zis, aici este capul lui bebe, aici îi vine coloana și practic aici are picioarele. Da, deci nu știu ce se înțelege, ce se vede de la voi de acolo, dar dacă vedeți așa, în partea asta este un pic mai umflat și aici este capul lui bebe. Deci burta mea care stă așa, uitați aici, aici e forma capului. Acum că mi-a zis, da, mi se pare și mie că văd. Dar în fine, dacă rămâne așa, clar este cezariană pe 16 februarie. Da, deci asta e ceea ce mi-a zis doctorul, v-am arătat și burta. Aici este capul. Aici. Ce-i mami! Uite! Ce bei iaurt? E bun? Ui! Uite ce-ai bătic! Hai, dă un pupic acolo, hai! Sătește, ardu-te și adu-mi un șervețel! Da. Așadar, sunt ultimele zile în care îl am doar pe Nicolas. Și el conștientizează chestia asta. Nu găsești mai mine! Am adus Maxi Cozy în casă la fix 38 de săptămâni, acum două zile. Și de atunci, deci atât de mult îi place și stă numai pe el așa ca pe fotoliu, deci e nebunit după Maxi Cozy, după scoică și nu cred că o să-i convine când o să vadă că o să folosească bebe. Dar, da, cam asta este. Astea sunt noutățile zile de azi. Duminică trebuie să ne facem testul COVID, atât eu cât și Ciprian, soțul meu, și luni la 5:30 mă mai duc o dată ca să fie sigur asta că nu s-a întors bebe între timp zilele astea. Și apoi marți de dimineață la 6 mergem la programare. Vine bebe mami. Uite mami bebe.
Mergem la dans? Da? Uite-l ce serios e, marfiotule! Ai ochelari de soare? Ochelari? Da. Bine, hai dă-mi un pupic! Pa! Acum este sâmbătă, cum vă ziceam. Nicolas doarme. A dormit de-abia la 7:20 seara. Nu a vrut să doarmă cu Ciprian după amiază, pentru că el va fi de noapte. Ultima noapte, după care duminică și luni este liber oricum și marți parcă. Și așa cum ați văzut în filmuleț, cel mai probabil marți de dimineață, pe undeva pe la 6-7 am înțeles că trebuie să mă prezint la spital. Nu o să trebuiască să mănânc nimic de la miezul nopții. Și apoi nu știu exact la ce oră o să înceapă operația, dar eu trebuie să fiu acolo foarte, foarte devreme pentru a mă pregăti pentru operația de cezariană. Asta dacă bebe nu se întoarce până luni seara. Luni la ora 5:30 am ultima programare la ginecolog. Vrea să mă vadă doar pentru a vedea dacă s-a întors bebe între timp în zilele acestea. Ginecologul meu mi-a spus că în cariera lui i s-a întâmplat odată să aibă o programare cu o femeie însărcinată în seara precedentă operației de cezariană. Copilul încă era cu capul în sus, după care ziua următoare i-a făcut operația de cezariană și a constatat că bebelușul se întorsese în noaptea precedentă. Deci chiar atunci se întorsese și era cu capul în jos, ceea ce i s-a părut foarte aiurea. Și cred că o să mai mă verifici odată și atunci, marți de dimineață, exact înainte de a începe operația, ca să fie sigur 100% că nu se mai întâmplă lucrul ăsta, să facă operații de cezariană când există posibilitatea și de naștere naturală. Da, și cam asta a fost. V-am arătat câteva imagini de vineri. Vineri l-am dus pe Nicolas la creșă, undeva pe la ora 11 sau 10:30, după care ne-am dus în Ikea. Așa, și ce vă spuneam, că am fost vineri în Ikea, l-am dus pe Nicolas la creșă și apoi ne-am dus acolo să vedem de canapea, pentru că am apucat să ne cumpărăm pat, cum vă ziceam, dar canapea încă nu, vă ziceam că eu încă nu sunt așa de hotărâtă dacă să renunțăm la această canapea de piele neagră, care este foarte veche și s-a cam deteriorat așa pe alocuri. Dar m-am gândit, o parte, oricum, o să o aruncăm și poate părțile care sunt mai bune, într-o stare mai bună, care n-au fost folosite așa de
mult să le păstrăm. Și totuși am zis, hai să mergem până în Ikea și să vedem acum, pentru că este mai ușor. Chiar dacă aveam 38 de săptămâni și 3 zile, ieri, adică vineri, am zis că n-are nimic, o să mă duc acolo, pentru că oricum e mai ușor acum, când bebe este încă în burtică, decât atunci când va veni pe lume, pentru că va trebui să îl alăptez destul de des, bănuiesc, și mai greu să mergi cu bebeluș atât de micuț prin magazine, mai ales în perioada asta de pandemie. Și am fost doar noi, a fost perfect și am probat acolo tot, cam tot ce aveau disponibil, toate canapele, să vedem la nivel de confort care mi se pare cea mai ok. Și am văzut una albă care mi-a plăcut foarte mult. Am văzut că se poate desface materialul și se pot băga toate părțile în mașina de spălat. Și m-am gândit că, deși este alb și se poate mutări foarte, foarte repede, într-un fel este un avantaj că e alb și, de exemplu, dacă este vreo pată, poți să folosești înălbitor fără să îți fie teamă că, de exemplu, un roșu sau un verde s-ar decolora. Dar cu albul este mai safe, zic eu așa. Și cred că o să luăm canapeaua aia, dar rămâne să mergem încă o dată la apartament, pentru că tot săptămâna asta am primit o veste foarte importantă legată de apartament. Miercuri, cred, miercuri seară, am primit un mesaj pe Facebook de la fata care stă în chirie în apartamentul nostru și ne-a zis că vrea să îmi aducă la cunoștință faptul că din 1 martie apartamentul va fi gol. Mi-a zis că începând de săptămâna asta ce urmează o să înceapă să strângă lucrurile și să se mute, pentru că au găsit chirie în altă parte. Așadar, da, este încă o veste super bună că putem ușor, ușor să mergem la apartamentul nostru, să vedem ce situație e acolo, să dăm cu lavabile, să reparăm ce este de reparat și să luăm măsurători și să ne cumpărăm ce mai avem nevoie. O să vedem exact cât de mare trebuie să fie canapeaua. E super tare la Ikea că poți să personalizezi și să îți mărești sau să îți micșorezi un model de canapea în funcție de nevoi. Și de-abia așteptăm, o să vă arăt și vouă când o să mergem atunci la apartament, la începutul martie, și ușor, ușor o să ne mutăm lucrurile acolo și sperăm ca pe parcursul lunii martie să reușim să ne mutăm cu totul acolo, inclusiv cu abonamente, electricitate, apă, toate astea. Astfel încât de la 1 aprilie, chiar dacă mai trebuie să plătim aici chirie o lună, măcar să fim mutați acolo și să ne bucurăm de apartamentul nostru și de mai mult spațiu, pentru că asta o să avem acolo. Să vedem cum o să fie pentru Nicola să se adapteze. Oricum, am primit vestea și am fost așa încântați amândoi, dar imediat am început să ne uităm așa la apartamentul ăsta altfel, așa, parcă așa cu o ușoară nostalgie, pentru că, după cum știți, aici locuiam când a venit Nicolas pe lume. Locuim aici din august 2017 și avem multe amintiri acumulate în acest apartament. Majoritatea vlogurilor sunt din acest apartament, așa că o să avem oricum amintiri în tot felul de filmulețe. Vreau să vă mai mulțumesc tuturor pentru toate comentariile frumoase, pentru încurajări, pentru toate urările legate de naștere. Așa cum vă promiteam la început, o să vă arăt burtica. Cel mai probabil va fi ultima dată când stau aici, în locul ăsta, cum am făcut în săptămânile precedente, să vă arăt burtica. Am decis să mă îmbrac astăzi așa mai un pic mai de sărbătoare. De asta port sacoul ăsta, care are sclipici pe aici. Da, mi-ați mai spus că strălucesc. Mulțumesc frumos de vorbele frumoase, numai că, de fapt, cerceii mei strălucesc așa. Aici brustiera strălucește și sacou. Deci nu eu strălucesc, este un truc ca să credeți voi că strălucesc. Dar o să vă arăt burtica. Astăzi nu port decât o bustieră pe care am folosit-o și în ședința foto de la Crăciun, când am purtat burta goală, așa să se vadă. Atunci aveam 31 de săptămâni, dar acum, având în vedere că am 38 de săptămâni, port aceiași colanți.
Așa că burta mea e acoperită de colanț, dar se vede forma foarte, foarte bine. Și o să vă arăt burtica cu câteva zile înainte de a-l naște pe Lucas, Alexandru. Să mă ridic. Voilà. Și este burta mea acum. Păstrez așa partea asta ca să se vadă foarte bine forma. Este și mai mare. Cred că se vede așa de la o săptămână la alta evoluția, cum că burta mea a crescut. Dar ca și kilograme am tot până în 60 de kilograme. Da. Deci burta era imensă. Așa arată. Da. Și da, ca și kilograme vă spuneam că am până în 60 de kilograme, acum aveam 59,8 sau ceva de genul ăsta azi de dimineață. Așadar, am luat în total până acum vreo 6-7 kilograme, să zicem, dacă zicem că am avut 53. Dar, da, știu că nu e mult, sunt foarte curioasă ce greutate o să aibă bebe până la urmă la naștere, având în vedere că nu se naște nici peste 40 de săptămâni, cum a fost cazul lui Nicolas. O să nască fix la 39. Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru toate urările frumoase. Dacă nu o să vă răspund în zilele următoare, știți de ce, pentru că voi fi acolo concentrată pentru bebe. Nu mi-este teamă de cezariană, în caz că vă întrebați lucrul ăsta. Am mai vorbit cu prietenele mele și cu familia mea și le-am zis că o să încerc să mă duc acolo la spital, ca și cum m-aș duce la hotel, să mă relaxez, că voi primi acolo mâncărică și o să primesc copiii în brațe, ceea ce e cel mai important. Da, poate știți că sunt dusă, că zic așa, cum să te duci ca la hotel, că o să te doară, că... Da, știu că există și chestiile astea, dar încerc să rămân pozitivă și să mă gândesc la ce e frumos și la ce e cel mai important, și anume să fie sănătos bebelușul și să rămân și eu sănătoasă, și restul le vom face cu siguranță, ne vom descurca ok. Da, cam asta a fost tot. Mulțumesc din suflet de vizionare. Eu spun ca de fiecare dată, nu uita că viața e frumoasă așa ca tine. Pupici, pa!